Bună seara și bine ați venit la emisiunea Întreabă Cuvântul. Suntem la studiul numărul 4 și vom avea ca punct de discuție capitolele 8 și 9. Vom fi împreună cu familia Butoi, cu fratele Nicu, sora Monica și fratele Valentin Dănăiață. Vă invit ca la începutul discuției noastre să avem prezența lui Dumnezeu și împreună cu sora Monica să ne rugăm pentru acest lucru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, facă-se voia Ta, vie împărăția Ta. Doamne, venim în această clipă să cerem prezența Ta în acest studiu. Doamne, noi suntem niște oameni și noi nu putem să înțelegem cuvântul Tău, nu putem să exprimăm ceea ce simțim noi pentru Tine, decât dacă Tu trimiți Duhul Tău cel Sfânt asupra noastră. Te rog din suflet, ajută ca prin tot ceea ce vom face în această oră să putem să slăvim și să onorăm numele Tău. Doamne, dă-ne înțelepciune, pricepere, atinge-Te de vorbele noastre, de gura noastră, ca să vorbim înțelepțește din cuvântul și din înțelepciunea Ta. Îți mulțumim, prin Domnul Hristos Te-am rugat. Amin. Amin. Dar vreau să citim textul de memorizat. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Frate Nicu, despre cine vorbește aici? Despre ceea ce scrie chiar deasupra obârșii înțelepciunii, despre înțelepciune. Că anumite străluciri și anumite aspecte ale predării înțelepciunii se pot suprapune peste numele Mântuitorului ca fiind personificarea înțelepciunii, este foarte adevărat. Asta spune că Dumnezeu l-a făcut pe El înțelepciune pentru noi. Dar înțelepciunea în sine, deci nu este altceva decât un dar sau un produs al lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este, Iisus nu este făcut, nici măcar născut. Expresia din lui Pavel, cel întâi născut din toată zidirea, nu însemnează altceva decât titlul sau poziția cea mai onorată din universul acesta. A lua aceste lucruri și a le compara cu cele omenești nu semnează altceva decât a coborâ pe Dumnezeu la nivelul nostru. Tu ai crezut că sunt ca tine? Nu. De aceea vom privi din dublă perspectivă textele pe care le sunt, atât din perspectiva cristică, a lucrării Mântuitorului, cât și din perspectiva aplicației pentru noi în viața de fiecare zi, a lucrurilor care strălucesc aici în diverse aspecte și nuanțe în acest capitol. Mulțumesc. Frate Dănăiață, pornind de la partea textului de memorizat, v-aș întreba despre, oarecum, despre tematica proverbelor, capitolele 8 și 9. Istoria mântuirii, în general, cu referire la Domnul Iisus Hristos, este o istorie în care Dumnezeu a coborât spre nevoile noastre, permanent. Din cauza asta, Sfânta Scriptură folosește expresii de felul celor amintite înainte, și anume cel din tâi născut în toată zidirea, în timp ce este una cu Tatăl din veșnicie, în același timp însă, Domnul Iisus Hristos coboară și ia titlul de Fiu al lui Dumnezeu în cadrul planului mântuirii. În cadrul planului mântuirii. Proverbele, atunci când vorbesc despre înțelepciune, ne prezintă imaginea asta, aceasta a Tatălui care se adresează Fiului Său. Este o imagine permanentă, nu doar de un capitol sau două. Permanent, Tatăl își învață copilul. Domnul Iisus Hristos primește din partea Tatălui sfaturi, planuri, hotărâri. El la un moment dat spune, eu nu fac nimic de la mine decât ceea ce văd pe Tatăl făcând. El respectă, nu ca obligativitate, dar îi place să stea în această relație. El Tată, iar Domnul Iisus Hristos Fiu. În condițiile astea, versetul 27 spune, când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui și așa mai departe.
îmi aduce aminte de prezența Domnului Iisus Hristos, subliniată destul de bine în Ioan 1:1. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Și acolo Domnul Iisus Hristos este cuvântul, cum și aici Domnul Iisus Hristos se identifică cu înțelepciunea. Aș mai trece puțin peste 8 și 9 și observ că înțelepciunea se adresează oamenilor care conduc pământul acesta, voivozilor, împăraților și așa mai departe. Și într-adevăr, Domnul Iisus Hristos are un cuvânt pentru toți aceștia. De asemenea, înțelepciunea este universală în abordarea ei. Cheamă la el pe cel prost, pe cel nebun. Este exact ceea ce face Domnul Iisus Hristos atunci când se apleacă către noi. Personal, în capitolele 8 și 9, personificarea mântuirii, personificarea înțelepciunii, mi se pare că se apropie destul de mult de Domnul Iisus. Mulțumesc. Sora Monica. Aici în Proverbe 8:30 mi-a plăcut foarte mult, spune, zice, eu eram meșterul lui, al Domnului, spune înțelepciunea, la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui și găsind un plăcerea în fiii oamenilor. Există o... Deci, se pare că nici nu poți să-ți dai seama cine este Tatăl și cine este Fiul. Este Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul. Deci, este o bucurie împărtășită între care se exprimă unul față de... Da, și chiar expresia de aici, eu eram desfătarea lui, acesta e Fiul meu în care îmi găsesc desfătarea, toată desfătarea, toată plăcerea. Aceasta e natura relațiilor dintre Tatăl și Fiul. Oamenii au fost confuzi, spre exemplu, atunci când Domnul Iisus Hristos a spus despre sine, la început era cuvântul. Și au luat cuvântul acesta, i-au zis Logos și au făcut din el și înțelepciunea greacă și înțelepciunea... La fel se întâmplă și aici. Se ia înțelepciunea, se decupează și se face din înțelepciunea asta o tot felul de posibile abordări. Până la urmă însă, Iisus Hristos împlinește frumos tot ceea ce spune aici. Vreau să vă întreb versetul 1 și mai departe până la versetul 4. Că e vorba de strigarea înțelepciunii. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțime, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. Oameni către voi strig. Și mai este un capitol anterior pe care l-am studiat, în care înțelepciunea strigă în piață. Cum vi se pare imaginea aceasta? Imaginați-vă o piață, imaginați-vă strigătul acesta, că nu degeaba este pusă comparația aceasta. Sub aspectul comercial, eu, personal, când mă duc în piață, cu cât că văd că strigă unul mai mult, cu atât cred că n-are ce să-mi vândă. Că e posibil, dacă marfa lui ar vorbi de la sine. Asta este o chestie comercială de piață, de strigă. Ce vrea să-mi spună imaginea aceasta de piață, de strigă, de înălțime și înțelepciunea care strigă? Adică să înțeleg că e valabilă pentru toată lumea, este la îndemâna oricui sau cum surprindeți? Ai bășbuit ideea foarte bine, pentru că în același capitol menționat anterior, capitolul 1 din Ioan, spune, lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. E vorba de piața vieții. Și oriunde pe această planetă, în diverse forme și prin diverse mijloace, lumina care este Dumnezeu, îmbracă tot felul de forme și mijloace, cum am zis, și se adresează oamenilor, oriunde s-ar găsi aceștia. Lumina nu ar fi lumină dacă ar lăsa în afara ei anumite categorii de oameni. Nu e nimeni. Deci, lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Deci este valabilă și este la îndemâna oricui până la urmă. Da. Nu numai că este valabilă, dar uitați-vă în capitolul 9 cu versetul 13. Și nebunia strigă și ea. Se vede în piață. Este o femeie gălăgioasă, proastă, care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe partea cea dreaptă. Cine este prost să vină aici? Iar celui ce este fără minte îi spune, apele furate sunt dulci.
Așa mai departe. Bun, deci, este o adevărată concurență în materie de reclamă. Nebunia își face reclamă Sieș, înțelepciunea își face reclamă Sieș de asemenea. Dar știți de ce? Imaginea, nu numai de piață, pentru mine imaginea unei femei înțelepte, dacă mă întrebați, este o femeie tăcută care vorbește când trebuie și pentru mine e interesant că strigă și înțelepciunea și strigă și nebunia. Cel puțin în mintea mea, femeia înțeleaptă, dacă ar fi să trec în tărâmul acesta, nu este cea care vorbește mult și își face reclamă. Dar bine, ne dăm seama că e alegoric. Mie mi se pare foarte interesant că strigătul este puternic și de o parte și de alta. Ceea ce vreau să spun este că dacă înțelepciunea ar avea de a face cu oameni înțelepți, ai avea dreptate. Okay. Dar ea n-are de a face cu oameni înțelepți. Uite de versetul 6. Uite versetul 5. Învățați-vă minte proștilor, înțelepciți-vă nebunilor. Astea sunt categoriile filozofice cu care are de-a face înțelepciunea, nu? Are de-a face cu înțelepți. Și are de-a face cu proști, și la ei trebuie să tragi de ei ca să-și revină. E mare înțelepciune să realizezi că ești prost și nebun, sub aspectul acesta, să realizezi că te încadrezi. Eu cred că este vorba nu de a fi prost în sensul... Bine, vă dați seama, sensul, că vorbim... Exact, în sensul spiritual... Peiorativ al felului în care folosim faptul noi. Faptul că noi nu putem face absolut nimic fără ajutorul acestei înțelepciuni, fără înțelepciunea dată de Dumnezeu, adică fără adevărul. Domnul Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Ați vorbit de adevăr. În lecțiune se vorbește că înțelepciune, adevăr, același lucru. Sunt același lucru sau... În contextul de care am amintit al personificării acestor virtuți dumnezeiești, Mântuitorul, într-adevăr, personifică. Și aceasta este expresia cea mai înaltă a virtuții. De altfel, întrebarea ta, că dacă e o virtute, să-ți dai seama că ești nebun sau prost, sunt mari virtuți, însă nu se pot naște prin studiu, ci se nasc numai prin contrast și prin expunerea ta în lumina marelui original, numai în prezența lui Dumnezeu, care singur este înțelept, scrie Sfânta Scriptură, singurul înțelept, numai în prezența lui, a înțelepciunii lui Dumnezeu, a nemuririi lui Dumnezeu, acolo îți dai seama de proporțiile tale ca om. Asta zice, când am intrat la Domnul în templu, mi-am dat seama că eram prost și fără minte. Acolo mi-am dat seama. Dar până nu am intrat acolo, mi s-a părut că am dreptate și am bătut pe pumnul masă. Și... Omul va trăi minții și va muri minții dacă nu se va vedea în oglinda pe care o reprezintă Dumnezeu. Doar acolo ai ocazia să știi adevărul despre tine. Poftiți. În versetul 12 se face o precizare care mie mi se pare că nu-și prea are rostul, dar care ulterior i-am descoperit valoarea. Eu, înțelepciune, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. 12. După 12, 13, frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu. Trăim într-o vreme în care înțelepciunea este catalogată ca fiind plăcerea. Uh-huh. Da? Pofta. Acea expresie carpe diem, trăiește ziua astăzi că nu contează. Celelalte lucruri care spun că noi suntem o generație care vrem să ni se împlinească pofta acum și aici. Acestea sunt elementele de definiție modernă a înțelepciunii. Și pentru ca să ne scoată din această mare minciună în care suntem astăzi, Eclesiastul vine și spune nu. Înțelepciunea întotdeauna vine de la nivelul minții. Uh-huh. Și așa lucrează Dumnezeu, așa procedează Dumnezeu în raport cu adevărul, astfel încât să ajungem la ceea ce studiam data trecută și anume la înfrânarea poftelor. Un om care reușește să se țină în frâu pe sine însuși cu principiile rațiunii, cu principiile moralei, cu principiile binelui și ale răului, toate care pornesc de la nivelul minții. Aș concluziona spunând că avem nevoie astăzi, ca și generație, să ne întoarcem din nou la acest sediu al înțelepciunii
și anume să lăsăm ca mintea să fie superioară tuturor celorlalte compartimente ale ființei noastre, astfel încât Dumnezeu să poată să lucreze prin minte și de la nivelul minții pentru noi. Așa cum am învățat în studiul celălalt, se pare că înțelepciunea este o problemă de viață și de moarte. Deci ori o primești și ai viață, ori o respingi și te duce la moarte. Vorbim de înțelepciunea lui Dumnezeu, vreau să o puneți puțin în contrast, că una este înțelepciunea lui Dumnezeu și una este înțelepciunea lumii, nu? Eu cred că se face o mare confuzie. Puteți să-mi dați niște trăsături în ceea ce reprezintă confuzie cu privire la înțelepciunea lui Dumnezeu? Tocmai asta făceau grecii, considerau înțelepciunea lui Dumnezeu nebunie. Ia uzi, Domnule, să mor pentru altul. Așa ceva. Mai este și vii. Extraordinar. Da. Sau să-i dai, întoarce obrazul ăla, asta este... Și Pavel spune, de ce nu uitați, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. În final, veți ajunge acolo. Adică nu poți să nu observi contrastul violent la un moment dat. Și în tamponarea aceasta, în izbirea aceasta a înțelepciunii umane, de înțelepciunea lui Dumnezeu, una trebuie să moară. Nu vor supraviețui amândouă niciodată, una va trebui să moară. Fie va trebui să moară pentru tine înțelepciunea lui Dumnezeu și o vei lepăda și vei rămâne în înțelepciunea ta, fie va trebui să moară înțelepciunea ta pe care vei supune înțelepciunii lui Dumnezeu și atunci apare ca nebunie. Ce nebun eram când gândeam așa. Da, e interesant lucrul ăsta și anume Eclesiastul nu vorbește de înțelepciunea oamenilor. Nu vorbește despre înțelepciunea oamenilor. Vorbește numai de nebunia lor. De nebunia lor. Deci 9:13 vorbește despre nebunie. Apostolul Pavel vorbește despre nebunia, despre înțelepciunea oamenilor și înțelepciunea lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar aici, marele înțelept Eclesiastul, vorbind în termeni de proverbe, el nici măcar nu ia în considerație posibilitatea ca înțelepciunea omului, în afara înțelepciunii lui Dumnezeu, să fie înțelepciune și îi spune clar, e nebunie. E foarte dur la capitolul. Deci nu, deci e și greșită interpretarea înțelepciunii a lumii. Înțelepciunea este una singură. Locul înțelepciunii este înțelepciunea lui Dumnezeu. Cealaltă este nebunie. Exact. Da? Cu ce în, în categoria proverbelor, unde proverbele sunt întotdeauna confruntarea a două părți opuse, în condițiile astea al proverbelor, într-adevăr, Eclesiastul spune că Dumnezeu are dreptate și are înțelepciunea, pe când toată știința omenească este sortită falimentului și ca urmare o numește nebunie. Da, deci în termeni de proverbe. În termeni de proverbe, așa. Pentru că, pe de altă parte, Mântuitorul spune că în lumea din jurul nostru este semănată înțelepciune. Fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți în treburile lor, în tranzacțiile lor, decât fiii luminii. Du-te și învață de la înțelepciunea aceasta. Atitudinea aceasta de aroganță și de exclusivitate, nu am nimic de învățat de la... Dar sunt nebun înțelepți? Înțelegeți ce vreau să spun? Înțeleg, da. Nebuni înțelepți în sensul că... Se poate vorbi de așa ceva? Da, cineva poate ca să-și imagineze cum este în cazul la Odisee. Ea crede tot felul de lucruri spre înțelepciunea ei. Numai că ele nu corespund nici de cum realității. Nu ai, din nou revin, nu poți să ai imaginea adevărului decât în lumina aceasta, în prezența aceasta. Suntem într-o situație astăzi când în modernitatea noastră noi numim nebunia ca fiind înțelepciunea. Păi aici unde fapt să ajung. Filozofia modernă, spre exemplu un Nietzsche. Omul ăsta este nebun în esența lui. În momentul în care spune luați tablele legii morale și spărgeți-le. Actul în sine este un act de revoltă împotriva moralei lui Dumnezeu, este un act de nebunie umană. Cu toate acestea, el este numit filozof. Este filozoful care a programat postmodernismul nostru. Deci noi astăzi, tot ceea ce avem astăzi, este un dar din partea lui Nietzsche. Apropo de ceea ce vorbiți, haideți să rămânem puțin pe latura asta filozofică, deși știu că o să coborăm la lucruri mai practice. În primul paragraf al lecțiunii apare o discuție foarte interesantă. Accentul pus în acest fragment, vorbește despre proverbele 8 și 9 pe care v-am întrebat de tematică,
Accentul pus în acest fragment este pus pe natura absolută a adevărului, care contrastează puternic cu gândirea contemporană și îndeoseb cu cea occidentală, în care adevărul este relativ. Am adus în discuție, la masa discuției noastre, adevăr absolut și cu relativismul secolului 21. Astăzi nu se mai vorbește despre adevăr absolut și nu avem ideea de adevăr absolut. Cum confirmă Cartea Proverbelor și înțelepciunea și strigarea înțelepciunii, cum își duce lupta în acest conflict? Da, chiar prin avertizmentul acesta direct, nu te socoti singur înțelept. Adică nu lua de la sine un lucru pe care dacă l-am zis eu, așa rămâne. Nu, nu. Gândirea atunci are valoarea ei reală, fie negativă, fie pozitivă, când este expusă în lumina gândului lui Dumnezeu. Bun, dar dacă ar fi să-mi răspundeți, adevărul absolut este... Adevărul absolut este o persoană. Noi avem acces limitat. N-ar trebui niciodată să fim umpluți de aroganța că noi cunoaștem tot adevărul sau că avem tot adevărul. Sunt cuvinte extraordinar de puțin gândite, expresii de felul acesta. Noi cunoaștem în parte, noi prorocim în parte. Când va veni ce e desăvârșit, abia atunci discutăm de acest în parte. Pe de altă parte, aș vrea să merg pe partea cealaltă. Ceea ce ai spus este foarte bine. Se subînțelege totuși că în momentul în care nu există un adevăr absolut, adevărul meu este parțial, ca urmare, nu am posibilitatea de a rosti adevărul în societatea în care trăiesc. Deci eu nu sunt un purtător de adevăr, sunt un purtător parțial de adevăr. De opinie. Da, probabil că da, ajung la ideea purtător de opinie. Asta este un alt șans. Asta este un alt șans în care putem să ajungem. Ceea ce aș vrea să spun este că în momentul în care Dumnezeu hotărăște să încredințeze unui om prin revelație sau unui popor prin revelație sau nouă, adevărul său, adevărul care ni l-a încredințat, este adevărul suficient pentru noi astăzi, absolut pentru noi astăzi și de care el ne va face responsabili, da, sigur, la vremea respectivă. Deci, ca urmare, datorită revelației, eu nu sunt un depozitar al adevărului în totalitate, dar ceea ce Dumnezeu mi-a oferit face din adevărul pe care mi l-a dat mie, da, să fie un adevăr suficient pentru generația care trăiesc și pentru lumea mea. Din cauza aceasta, misiunea dumnezeiască nu ia pe un om de pe stradă și îl aduce la mine, la înțelegerea mea, ci îl ia pe omul de pe stradă și îl duce la marele original. Ăsta este marele original. Și stăm și ne uităm amândoi acolo, la marele original. Și înțeleg în parte și producesc în parte, așa este, dar sunt în fața marele original și cresc cu fiecare zi. Corect. Pe de altă parte, Pavel spunea, călcați pe urmele mele pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Până la urmă, când cineva îl aduce pe un altul, îl învață să calce pe aceleași urme pe care calcă toți cei care merg în direcția respectivă. Adică pe urmele lui Hristos. Pe urmele lui Hristos. La asta mă refer și cu asta închei atunci când în 8:13 spune, frica de Domnul este urârea răului. Adică toți, dacă vrem să avem acces la înțelepciune, înțelepciunea asta ne face să mergem toți în aceeași direcție, în același sens, astfel încât noi devenim modele unul pentru altul în măsura în care Iisus Hristos e model pentru noi toți. Da. Că mi-ar fi teamă să zică cineva, să vină la mine să-mi spună, știi ce te rog? Uită-te tu la Iisus Hristos, dar nu te uita la mine. Bă, dar așa spunem. Noi spunem așa. Păi de asta nu-mi e frică. Pentru că... Frate, nu te uita la mine, uitați-vă la Domnul Hristos. Pentru că Apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele pentru că și eu calc acolo. Și ăsta este ceea ce Iisus Hristos vrea să facă. De asta reveneam la ceea ce spui. În cuvintele astea, Pavel nu spune acolo, călcați pe urmele lui Pavel, întrucât Pavel calcă pe urmele lui Hristos. Ci el spune așa, călcați pe urmele lui Pavel, faceți ce face Pavel. Ce face Pavel? Calcă pe urmele lui Hristos. Corect. Deci calcă și tu pe urmele lui Hristos. Nu pe urmele mele. Asta este urma pe care calc și eu. Hai să călcăm împreună. E schimbarea centrului. Când ajungi să faci din tine standardul adevărului, atunci înlocuiești ceva premelnic și temporar și limitat.
cu eticheta... Deci dacă eu aș zice calcă pe urmele mele și atât, ar fi jale. Ar fi jale. Dar dacă Domnul mă ajută vreodată să spun că și eu calc pe urmele lui Hristos, atunci chestia asta mă responsabilizează pe mine. Mm-hmm. Nici măcar nu mă infatuează. Nu e vorba de asta, dar mă responsabilizează. Mm-hmm. Domnule, calc eu pe urmele lui Hristos. Sunt predicator, calc pe urmele lui Hristos. Sunt un om care prezint pe Iisus Hristos, îl prezint numai din gură sau calc pe urmele lui Hristos. În ce constă de fapt frica de Domnul? Vezi că una este să vorbești despre Domnul la nesfârșit și alta este să-ți fie frică de El. Că s-ar putea întâmpla ca tu să vorbești una, să faci alta și să-ți fie frică de cel care îți spune să fii ceea ce spui. E, tocmai aici este puterea sau lipsa ei în cuvânt, în același cuvânt. Pavel spune, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru că vine unul din spate care nu cunoaște pe Domnul Hristos, el. Nu cunoaște eu teologia, nu știu cu el, mă cunoaște pe mine, că am lucrat la el. Atunci mie îmi spune cuvântul lui Dumnezeu, ia seama ce fel de urme tragi, pentru că vine unul din spate care schiopătă rău de tot asta acum. Și când tu ai făcut un ocol din ăsta, ăsta a murit până mai s-a întors în apă. E drept. E drept. Ești responsabil ca să croiești. Da. Vreau să invit și profesora Monica acum să... Dânsa exact este dumneavoastră. Este mai multă teologie la sfârșit. Dar nu numai teologie. Problema este că amândoi frații au fost bolnavi săptămâna trecută. Fratele Dănăiată și fratele Nicu au fost... Și sunteți aici aprinși în discuția aceasta. Se vorbea despre frica de Domnul, este urârea răului și continuă textul. Trufia și mândria, purtarea rea, gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. Doamne. Vorbiți un puțin despre, despre împărțirea acesta. Vedeți, adică trufia, sunt identificate care, cu ce urăsc eu, ce urăște înțelepciunea lui Dumnezeu. Auziți, mândrie, purtarea rea. Poate îmi spuneți ce e aia purtarea rea? cu ce, unde te califici la purtarea rea? Era o întrebare, nu știu dacă în studiu sau pe lângă, care ți se pare cea mai periculoasă? Sau care da, dintre cele șapte între pe care cele, cel mai, care este cea mai rea? Și m-am tot gândit și m-am gândit că ce duce la aceste lucruri? Un singur lucru, depărtarea de Mântuitorul. Când, și de adevăr, implicit prin asta, în momentul când te-ai despărțit de adevăr, te desparți de Domnul Hristos. Mi-a plăcut când Pilat îl întreabă pe Domnul Hristos ce este adevărul. Și înainte de asta, Domnul Hristos îi spune, zice, toți care sunt din adevăr, ascultă glasul meu. Deci în momentul când te-ai despărțit de Domnul Hristos, toate aceste lucruri... Deci mai asta vorbesc de cauza primordială care duce la... Apropo de discuția aceea la celor șapte, eu înțeleg 6-7 în ideea de 7 număr perfect. Adică aceea este alianța perfectă a răului. Holistic privind, nu se mai poate mai rău de atâta. Eu n-aș începe cu o categorizare care e pe primul loc, care e pe al doilea loc. Adică 6 le urește 7, e completă. Alianța răului e completă în sinea aceasta. Da, elemente de genul acesta, purtare rea. Da. Ce e purtare rea? Revenind la acest lucru. De unde știu că purtarea mea e purtare rea? Din același principiu care mi-a spus Iisus. Vezi ce efect are asupra vieții tale purtarea aceasta ta. Este un aspect. Doi. Vezi ce efect are asupra aproapelui tău purtarea aceasta ta. Și dacă aduce roade bune, este bună și dacă aduce roade rele, este clar. Pavel spune, s-ar putea pentru tine să nu fie purtare rea un anumit aspect. De asta. Dar zice, pentru omul ăla de lângă tine, despre care vorbeam adineauri, rage o cărare dreaptă, că vine unul care schiopătă săracul și s-a bate din drum din cauza că tu te-ai bătut din drum. Deci dacă vine unul din acesta cu cugetul slab, un om care e deja chinuit și frământat și te vede pe tine, pe care te cunoaște, că ar fi trebuit să fii de mult învățător și tu faci astfel de lucruri, zice, omul ăla își va pierde speranța. Deci purtarea rea este calificată atât prin efectul asupra mea, cât și prin efectul asupra
în mediul în care mă înconjoară asupra oamenilor, în roadele ei, ce fel de roade aduce acest lucru? Deci, cu alte cuvinte, spuneți un efect de verificare, de turnesol, care să... Da, o discuție, care să... o discuție teoretică, cum că a te uita la anumite feluri de programe sau de filme sau a participa la anumite activități sau nu știu ce. Simptome. O discuție teoretică pe această temă este pierdere de timp. Totdeauna mă grăbesc să întreb pe interlocutorul meu, domnule, că mă întrebă, frate, o fi păcat, o fi rău. Domnule, stai puțin, ce-a făcut din tine treaba aceasta? Când tu, până să vezi așa ceva, cum erai? Cum ești astăzi, după ce ai început să vezi asta? Omul stă puțin și se gândește și ades îl văd pentru prima dată cum rămâne cu gura căscată și zice, îmi dau seama că a mers în jos. Poftiți, frate, da. Textul aduce în discuție ceva, ceea ce noi scăpăm de foarte multe ori. Zice, iată ce urăsc eu. Uh-huh. Înțelepciunea urăște anumite lucruri și iubește anumite lucruri. Când noi învățăm acest fel de înțelepciune, învățăm și noi învățăm aceleași categorii. Unele pot să fie iubite și altele pot să fie urâte. Nenorocirea este când noi stăm între cele două și nu urâm ceea ce înțelepciunea urăște, uh-huh, și nu iubim, uh-huh, ceea ce înțelepciunea iubește. Și ne întrebăm, Doamne, ce să facem? Păi bine, nu-ți spune ceva din interiorul tău? Spre exemplu, până nu demult, am învățat că trebuie să iubim răul, da? Și, să urâm răul, pardon, și să iubim binele. Astăzi, suntem în situația în care admirăm o estetică a urâtului, a răului. Învățăm să iubim ceea ce mai de mult uram. Toate lucrurile se întorc pe dos și atunci te întrebi unde este înțelepciunea. Și revenind în situația asta, mă rog lui Dumnezeu ca prin apropierea de El să învăț să iubesc binele și să învăț să urăsc răul. Este singura șansă pe care o am în lumea aceasta. În care nu numai ideologic, ci și emoțional să fiu de partea binelui, emoțional să fiu de partea adevărului, să merg încolo cu toată ființa mea, nu doar cu jumătate. Dumnezeu ar fi... Da, vreau să spun că aici în Proverbe 8:32 spune despre înțelepciune, zice, cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoință, dar cred că în românește spune găsește fericirea. Ceea ce m-ai întrebat tu mai dinainte, toată răutatea asta care se manifestă în om este pentru că nu are bucuria mântuirii în sufletul lui. Dacă noi am găsi această bucurie și am avea siguranța mântuirii noastre, am avea siguranța vieții veșnice, n-am avea o privire trupfașă, n-am avea o purtare rea, n-am avea o gură mincinoasă împotriva altuia, nu am merge să facem rău, pentru că în momentul când tu ești fericit, nu-ți dorești altceva decât și fericirea celuilalt. Cred că, așa cum spune aici, înțelepciunea strigă și ea dorește să ne dea adevărata fericire. Fericirea pe care o percepe lumea de astăzi, așa cum a spus fratele Dănăiață, duce la aceste lucruri, la ură, la dacă tu cazi în groapă, vrei să-l tragi și pe celălalt, nu-ți pare bine lanțul că el, lanțul slăbiciunilor, te trage până... dacă tu te duci în drogul, îl tragi și pe ăsta, chiar și moarte, îl duci la moarte și pe el să nu mor, cum spune unii. De ce să mor singur, să murim împreună? Da. Frate Nicu, obârșia înțelepciunii, cu ce mă ajută să înțeleg obârșia înțelepciunii? Ce vrea să-mi spună, de fapt, inspirația? Este foarte important. Chiar acum mă ocup și scriu un articol pentru Semnele Timpului legat de importanța originii, importanța genezei. E una să vezi un lucru care este produsul întâmplării sau produsul ploii și este alta să vezi ceva care este produsul artei, gândirii, luptei, de cine știe de ce vreme. Prețuiești un lucru în funcție de obârșia lui, de originea lui. Dacă ne dăm seama de originea dumnezeiască a înțelepciunii, atunci o să privim cu alți ochi. Și chiar mă gândeam la ceea ce spunea Vali înainte, nu o să mă intereseze ce urăște înțelepciunea. Știu că ea urăște gura mincinoasă, ochii trufași cu tare. Nu o să mă intereseze ce urăște înțelepciunea decât dacă iubesc înțelepciunea.
Când iubești pe omul de lângă tine, ești foarte interesat ce îi place și ce nu îi place. Ești atent la aceste aspecte. Totul e urzit pe aceea. Uitați, eu iubesc pe cei ce mă iubesc. Sigur, asta, adică, este, asta este, e clar. Legea aceasta vine din ambele, direcții. Cred că aș vrea să adaug atât răul cât și binele, atât neprihănirea cât și păcatul, merg pe ideea de sumă lentă, de adăugare. Neprihănirea lui Dumnezeu, de la bun început, din momentul creațiunii, adaugă ca experiență, adaugă ca valoare, până în ziua de astăzi. Iar dacă vrei să înțelegi valoarea zilei de astăzi, va trebui să urmărești toată această adăugare pe parcurs. Cărarea celui neprihănit merge mereu crescând până la miezul zilei. În legătură cu răul este la fel. Răul, de asemenea, el adună mereu prin sumațiune lentă. Iar dacă vrei să înțelegi oarecum hidoșenia lui în totalitatea lui, uită-te puțin la istorie, ceea ce a făcut în istorie și vei înțelege unde suntem. Deci, revenind, ca să știi unde ești astăzi, ai nevoie să știi de unde ai început. Valoarea începutului este extrem de importantă. Continuați pe ideea aceasta că se leagă. Vă citesc versetul 22 și 23 și îmi spuneți dacă se contrazic. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrările lui. Deci e un început, e o bârșie. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de ori început, înainte de a fi pământul. Se contrazic? Nu se contrazic. Este vorba de cel ce a făcut și veacurile până la urmă. Și dacă el se așează înainte de timpul nostru, ne arată că planul mântuirii vine dinainte de orice ce noi putem măsura sau putem înțelege prin rațiunea noastră. Și atunci este bine să înțelegem valoarea înțelepciunii în Iisus Hristos și în planul de mântuire care vine până aici. Depășește crucea, stă la dreapta Tatălui, vrea să vină din nou a doua oară. În condițiile astea putem înțelege adevărul. Importantă discuția aceasta, pentru că s-au luat textele acestea și s-au pus cu privire la obârșia Domnului Iisus Hristos și că aici spune am fost născută, am fost făcută, mi-a și dat textul la început și ceea ce știți foarte bine, este o teologie întreagă pe chestiunea aceasta de natură, de situație. Adică nu e vorba doar de o interpretare așa care o avem la masa discuției. De asta vă întrebam de natură, de înainte de veșnicie, veacuri. Sunt elemente pe care noi nu le putem prinde cu mintea până la urmă, nu? Da, tocmai recunoscând limitele noastre, nu însemnează să rămânem pasivi sau indiferenți. Dom'le, nu am nimic de spus în lume, că și așa sunt parțial, sunt insuficient, să vezi, aștept până... Nu! Slujesc, vorba lui Enescu, am slujit țara cu armele mele. Pana, bagheta și... Aș vrea să slujesc lumea în care sunt și sufletul meu cu ceea ce înțeleg astăzi. Cât mi este descoperit astăzi. Când voi primi mai mult, am să ofer mai mult. Referirea de aici este într-adevăr foarte puternic exploatată de cei care vorbesc de Mântuitorul ca fiind derivat într-un fel născut, oarecare. Da. Da. Un fel de arianism. Numai pe epistola către Coloseni spune că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt făcute și nimic din ce este făcut nu a fost făcut fără el. Deci el este în afara sferei făcut. Nu există așa ceva. E în afara acestei sfere. Înainte de a fi vreun lucru făcut, a fost Domnul. Înaintea tuturor lucrurilor. De asta spune din veșnicii. Unde intervine confuzia? Într-adevăr, ea poate să intervine și poate la să limbajul facă victime. Nostru? Nu numai la limbajul nostru. La faptul că trebuie să discernem între înțelepciunea ca virtute și înțelepciunea ca personificare. Ca persoană. Ca persoană. Care este dar zice că când ne-a întocmit Domnul Cerului, eu eram de față. Da. Adică te apelează să fii înțelept, pentru că lucrul ăsta e cea mai înaltă valoare imaginabilă. Deci acesta este originea tuturor. A face confuzia asta este cea mai mare dovadă de lipsă. Auziți, capitolul 9 spune, titlul spune strigarea prietenoasă a înțelepciunii. Și vă rog, rămâneți cu ideea la faptul că e prietenoasă. Și eu vă citesc. Asta vi se pare prietenoasă? Vă întreb de pe acum.
Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Uh-huh. Îmi spuneți ce înseamnă asta. Da. Și-a înjunghiat vitele, și-a amestecat vinul, și-a pus mâna, și-a trimis slujnicile. Și strigă de pe vârful înălțimii cetăților. Cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice. Veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul meu pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi. Și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își face dispreț. Asta o să continuăm. Da, continuăm. Cum adică e prietenoasă? Sau cum ați surprinde? De ce ați spune că aceasta este o strigare prietenoasă? Mă gândesc ca un părinte cu copilul lui. Eu așa striga la copilul meu dacă ar fi într-o situație de asta. Prietenește, de aia spune serios. Dar e mai mult decât prietenește. Eu mi se pare că dă trenul peste copilul tău și tu strigi la el, măi, dă trenul peste tine. Aici nu e vorba de o chemare duioasă. Este o problemă de viață și de moarte. Nu? Păi, domnule, aici se vede prietenia. Pentru că dacă nu mi-ar păsa, dacă nu ar fi copilul meu, atunci... Intensitatea pregătirilor, nu? Totuși, două lucruri care trebuie să remarcate aici și de care nu trebuie să uităm. Aseară citeam câteva versuri lui Traian Dorz. Când e copilul mic până la 5 ani, zice câteodată folosești nu iau. De la 5 ani până la 10 ani, zice, devii învățătorul, iubitorul lui. De la 10 ani încolo ești prieten. Te sfătuiești că un prieten umăr la umăr mergi cu copilul tău și crești împreună. Zice, dacă respectăm chestia aceasta, care e o practică Dumnezeu cu noi, zice, lumea o să fie plină de fețe binecuvântate. Două aspecte mari trebuie să urmărim aici și pe care nu trebuie să le pierdem pentru nimic în lume. Înțelepciunea e prietenoasă. Nu vă mai numesc robi. Sunteți prietenii mei. Prietene. Inclusiv celui care... Prietene. De ce? Prietenia este legătura dintre Dumnezeu și Tatăl. Eu eram prietenul lui. Scrie înțelepciunea personificată. Aici. Eram prietenul lui. Și prietenia, deci, este legătura dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Prietenia este legătura dintre Dumnezeu și om. Abraham e prietenul lui Dumnezeu. Voi sunteți prietenii mei. Vă spun vouă, prietenii mei. Și a doua idee extraordinară este ideea ospățului. Cea pe care o întâlnim aici. Dacă intensitatea pregătirilor... Stâlpii cu vitele tăiate... Nuntă, parcă ați spus. Nuntă, cum am amintit bani înainte. Ospățul. Credința, zice, credința trebuie să fie un ospăț, nu un cortegiu funerar, nu niște fețe din astea amenințătoare, înspăimântătoare. Trebuie să fie un ospăț. Când cineva vine la casa lui Dumnezeu, trebuie să vină la ospăț. Și ai văzut cum vii la nuntă sau la o întâlnire de felul acesta. Aceste două lucruri trebuie să ne asigurăm că le conține misiunea noastră pe pământ, ca ea să fie într-adevăr inspirată de Dumnezeu. Și trebuie totdeauna să luăm cuvântul lui Dumnezeu în întregime. De câte ori se spune, cum am vrut să vă strâng, cum strânge cloșca pe puii ei. Și deci Dumnezeu este în disperare să salveze, prietenos. Și nu trebuie, sunt anumite formule. Oh, dacă ai vorbit așa, nu știu cum însemnează că nu e prietenos. Vorbim ca pe Titanic. Păi da. Nu. Dimpotrivă, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Iov sare la gâtul lui Dumnezeu. Zice, nu vezi ce faci, nu e bine ce faci. Moise sare la Domn. Doamne, ce zice lumea de tine? Se aruncă și luptă pur și simplu. Aceasta nu arată deloc lipsă de prietenie. Cine este prost arată să vină încoace? Aproape că te... Da. Cine ar fi slujnicele înțelepciunii? Nu vă dau bine cuvântul. Spune că și-a trimis slujnicele. Cine ar fi slujnicele înțelepciunii? Păi tot ce derivă de aici. Tot ce derivă de aici. Este frumos. Educația, frumosul, binele. Ca să ne înțelegem că e o paletă foarte largă și frumoasă. Astea slujnicele înțelepciunii. Poftiți, Fratele Daniel. Există un proverb francez care spune că există anumite situații în care vinovați nu sunt cei ce au aprins pădurea, ci cei ce au sunat alarma. Uh-huh. Uneori noi avem sentimentul ăsta că, domnule, ăsta nu este un limbaj politically correct. Știi, să zici tu cine este prost să vină încoace. Nu se face treaba asta. Însă nu cred că este vorba aici de a păstra eleganța limbajului când este vorba de viață și de moarte. Până acum am vorbit despre lucrul ăsta mereu și mereu și am spus, domnule, este
situația sau suntem în situația în care murim. Vitala. Prostia asta care este amintită aici nu este o prostie în care cineva se joacă. Este un om care este prost și datorită prostiei lui moare. Moare. Dumnezeu este pus în situația să aibă sau să ia acțiuni dramatice în privința asta. Prostia mea l-a costat moartea Fiului lui Dumnezeu. Uh-huh. Și acum vrei să vină la mine și să-mi spună bistețule, ce faci? Ar place. Sau pe românește mă deșteptule, care înseamnă chiar opusul. Da? Adică totuși cuvântul lui Dumnezeu are un limbaj direct și foarte puternic vis-a-vis de noi, limbaj care ne cere schimbare, pe de o parte, iar pe de altă parte ne cere să ne vedem situația în care îl punem noi pe Dumnezeu cu ignoranța și uneori cu prostia pe care o afișăm. Mulțumesc. Frate Nico, nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Cum facem diferența? Totdeauna trebuie să fim foarte atenți, trebuie să lucrăm cu discernământ. Eu sunt cu ochii pe textul ăsta și l-am citat de multe ori. Nu poți să mustri chiar pe oricine. Dar e posibil să mustri pe cineva care te va urî pentru faptul că l-ai mustrat. Și e posibil să mustri pe cineva care te va iubi toată viața pentru faptul că l-ai mustrat. Păi dacă nu, atunci tu. Cine mă va ajuta să fac deosebirea? Numai Duhul lui Dumnezeu. Îmi va da niște semne în comportamentul omului din fața mea. Și totuși, vreau să te întreb. Mm-hmm. Aici ziceți clar, batjocoritor. Dacă îi batjocoritor, nu te chinui să-l munci, să-l mustri. Da. Că nu vei lua decât dispreț cu el. Este întrebarea, și pe mine mă frământă, este starea asta de batjocorire chiar așa fără șansă? Nu. Pentru că sunt atât de mulți batjocoritori astăzi. Sunt atât de mulți mecherași care nu fac decât treaba asta. Da. Chiar de o zi la vreau să intrăm în altă. Să știți că există la calea lui Dumnezeu Arminiu stă la masă cu Calvin. Ei mănâncă amândoi din aceeași farfurie. Omul nu va fi judecat după alegerile lui, ci după intențiile lui. Nu va fi judecat după manifestările lui, ci după ceea ce a dorit să facă în realitate. Dacă unul vedea pe Pavel ce făcea, ar fi spus, uite, am fost un batjocoritor și un holitor, asta am fost eu, spune el. Dar Dumnezeu nu s-a uitat la ce făcea, la cine era. Cine crezi că era omul ăsta? Omul care își dă viața pentru Dumnezeu, zice, asta e Vasales, îi spune lui Anania. Cu alte cuvinte, s-ar putea ca în spatele acestei batjocuri și ușurătăți și comportările de un fel sau altul, cum am fost la un prieten care probabil că ne va auzi în studiul ăsta acum, am fost în casă pe când nu era el creștin și fuma și mi-a aruncat fumul în ochi. Așa, ca să, și după aia să uita dacă și eu n-am, nici măcar n-am clipit din ochi. Momentul vedeam, mi se umpleau ochii de lacrimi, dar după aceea îl vedeam, niciodată n-am clipit din ochi și nici nu i-am spus suflați în altă parte. Nu, suflați înspre mine, zic, pentru că de-aia sunt aici, sunt coș de la dumneavoastră. Am fost o fată în București, la fel îmi sufla fumul în ochi. Dar vreau să vă spun că omul ăsta astăzi e mare presbiter, câștigător de suflete, un zelos și un iubitor de Dumnezeu și de oameni. Deci vrei să spui că e nădejde și cu batjocoritor. Pe de altă parte, aș vrea să întreb, batjocora este tot una cu ironia? E surioară. Ironie poate să fie forma aceasta mai modernă. Puțin că citeam la un moment dat și anume, următorul lucru, și anume ironia distruge orice. Distruge răul, dar și distruge binele deopotrivă. Iar noi astăzi, în postmodernismul nostru care suntem astăzi, noi suntem victimele ironiei, în care ironie a distrus tot, acel sistem de deconstructivism, în care totul este dărâmat și lăsat așa. Da. Și să vedeți în tărâmul religiei ce frumos. Și aici vine și îmi spune că batjocoritorul a făcut lucrul ăsta în vechime, iar ironicul face lucrul ăsta astăzi, iar rezultatul este... Haideți să vă întreb ceva. Ruine peste tot. Apropo de ceea ce spune fratele Dănaiață. Să înțeleg că astfel de bloguri creștine în care își dau fiecare
cum se numește, când nu-și dă numele, am uitat cum se spune, anonim. Anonimatul acesta, pe o ironie stropită cu înțelepciune, ce a spus fratele cu barbă, ce a spus fratele cu tare, ce a spus ăla de acolo, tot felul de termeni, tot felul, care e mai tare în vorbe, care e mai tare în ironie. Iertați-mă, dar nu cred că are legătură cu înțelepciunea curată și frumoasă de la Dumnezeu. Și cred că este o trebuie să facem o diferență între un batjocoritor, cum a spus Nicu. Omul acesta nu cunoștea pe Dumnezeu. Ai prezentat, pentru el credința fusese ceva care cunoștea ceva așa de mâna a doua. Și nu este numai singurul caz acela, mai sunt în Anglia o fată care, nu cred că există o fată curată și plină de Duhul lui Dumnezeu cum este fata aceasta, dar când am văzut-o prima dată în adunare, era numai râdea cu mâna la gură și nu se putea abține. Dar după aceea, când a înțeles ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, domnule, a devenit un copil al lui Dumnezeu. Dar în momentul când, în cunoștință de cauză, tu îți bați joc de cuvântul lui Dumnezeu, îți bați joc de Fiul lui Dumnezeu, de orice este sfânt și curat, cu bună știință, aici eu cred că nu trebuie să... Eu vorbesc de categoria aceasta a pastorilor, exact. Sunt și pastori adventiști. Eu îi cunosc, chiar dacă ei sunt anonimi și știu care este vocea, și ironia și lipsa de educație și prostia e plină, invadează blogurile noastre, care mai de care își răspunde la altul cu cuvinte mai rele și mai răutăcioase, aducând discuție pastor, discuții, situații și așa mai departe. Nu face parte din ceea ce ne învață Evanghelia. Exact. Chiar ar trebui subliniat aici că un aspect al cumplitului păcat din Evrei 10 este batjocorirea Duhului Harului. În momentul când îți bați joc de anumiți frați, de pastor, de preotul, de nu știu cine, pasul următor, pentru că asta este un fel de drog și simți nevoie de ceva mai tare, pasul următor este să ajungi să-ți bați joc de Dumnezeul despre care vorbește acesta. În condițiile astea mi se pare că pică foarte bine definiția asta. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Când ajungi să nu-ți mai fie frică nici de Dumnezeu și nici de oameni, ajungi undeva de nu te mai poți întoarce. Da. Iar ironia face casă foarte bună. Eu nu știu dacă voi ați ținut vreo valoare așa prea mare în mână, dar în momentul când ai ceva în mână, eu am lucrat un an aici în state, un an am lucrat pentru un distribuitor de pietre prețioase și seara refăceam panoplia toată cu tot felul de gems, de pietre din astea de valori imense. Un grăunt era 80.000, un cutare era, și știam valorile și puneam în dreptul prețului respectiv. Ei, vreau să vă spun că cu anumite valori din acestea foarte mari umbli cu frică. Se naște o frică în tine, o frică sfântă, bună, constructivă, dar se naște o frică din respect pentru valoarea asta. Nu este frica animalului speriat. Asta e frica cunoașterii. Când cunoști valoarea, nu se poate să nu ai sentimentul despre care vorbești. E ceva sfânt față de Dumnezeu. Nu ai putea să vii niciodată ușurat, adică așa cu mâinile în buzunare și dând cu șutul în pietre în fața Domnului, când știi cu cine stai de vorbă. N-ai cum să faci treaba aceasta. Când Domnul i-a spus lui Moise, descalță, te scoate încălțămintea din picioare. Sunt un om cu buze necurate. Nu discutăm deloc de aspecte așa. Am discutat numai aspectul psihologic și prin lecțiunile noastre am vorbit foarte mult despre faptul că nu e teama aia. Bineînțeles că nu e teama aia. Există și teama aia care trece dincolo și de respectul acesta. Gândește-te dacă într-o familie, cum s-ar simți sau cum te simți, ce fel de caracter ai tu, dacă eu mi-aș batjocori soțul meu sau mi l-aș lua peste picior sau cum ar fi treaba asta, cum aș fi eu privită, cu atât mai mult. Și la relația de, până la urmă și de membru cu pastorii noștri, nu că suntem noi mai mulți aici. Și ideea, bătaia aia, ce-i mă cu ăla, vorbește și el, se află și el în vorbă. Iertați-mă, dar nu are legătură cu nimic din ceea ce înseamnă comportamentul unui om care învață să fie înțelept. Riscul cel mare este ca Dumnezeu să vorbească prin mine, de care tu îți bați joc, și să nu poți să asculți, că dacă a venit prin mine lucrul ăsta, mai tu speli cu mine pe jos, eu nu am nimic. Eu nu trebuie să reacționez, dar... Nu, eu nu iau personal așa ceva. Consider chestia asta patologică. Nu e o problemă, e un caz de la spital. Dar tu,
Dacă de felul cum tu mă privești pe mine, depinde de felul cum vei primi, în cazul că Dumnezeu va alege să vorbească prin mine sau să vorbească ție, direct prin mine, într-un lucru sau altul. De-aia nu este înțelept să disprețuiești un copil. Iisus a spus, fii foarte prudent că s-ar putea să întrebească sau... Bun. Versetul 13, ultima pericopă, îndemnă împotriva ademenirii nebuniei. Am avut strigarea prietenoasă, avut obârșia, strigarea lor. Uitați că, la fel, nebunia este o femeie. Aș vrea doar, înainte de asta, iartă-mă, că mai este un lucru care îmi dă de gândit, și anume știința sfinților este priceperea, spune versetul 10, ultima parte. Priceperea nu-i tot una cu înțelepciunea. Priceperea este aplicația practică a elementelor teoretice pe care le-ai primit. Spre exemplu, ai învățat poruncile, le știi toate. Când este vorba să le pui în aplicație însă, atunci apare priceperea, care zice nici măcar să nu te uiți după o femeie. Asta este priceperea, aceasta este priceperea sfinților. Înțelepciunea nu rămâne la nivelul acesta al teoriei. Înțelepciunea coboară la nivelul priceperii și știința sfinților este extrem de practică. Asta vreau să spun aici. Știința sfinților este practica de fiecare zi. Să uniți cu credința voastră fapta. Practica. Da. Daniel încheie, spune că înțelepții vor pricepe, dar cel rău nu va pricepe. Nu va pricepe, da. Priceperea este darul cel bun al lui Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt îl varsă în noi, în fața la același cuvânt. Unul ascultă același cuvânt. Unul i s-a părut că atunat, iar un altul a înțeles, acesta este fiul. Vocea lui Dumnezeu. Gata. Da, și chiar cu legea lui Dumnezeu, care era în studiu precedent, nu mai este ceva scris pe piatră, ci este ceva scris pe inimă. Ceva viu. Ceva viu care face parte din mine, nu este ceva exterior. Pe inimă însemnează a iubi. Asta este. Asta însemnează a iubi, ce faci. Nu, o bot trebuie să fac, nu știu cine trebuie să facem, nu ai voie să faci așa, trebuie să faci așa. Nu, a iubi ce faci. A iubi pe Dumnezeu pe care îl asculți. Este singura putere care te va ajuta să treci peste orice fel de altă, peste orice fel de situație în viață. Versetul 13. Nebunia este o femeie gălăgioasă. Și proastă. Și proastă. Și care nu știe nimic. Wow, trei. Ea șade totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății. Faceți comparație cu ce s-a strigat. E pe poziție. Ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Același mesaj. Cine este prost, să vină încoace. Mesajul este la fel. Iar celui fără minte îi zice, apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Haideți să luăm și partea aceasta. Nu vom încheia cu nebunia, dar e la ultima parte a discuției noastre. Cum ați surprinde aceste câteva versete ca la îndemnul de ademenire? Cu alte cuvinte, o poziție de autoritate a ședea pe înălțimile țării nu implică înțelepciune neapărat. Poate e bună să fie pe poziția de autoritate. Doi, un mesaj ca acesta. Cine e prost să vină încoace, bă, însemnează că ea este, dacă îi cheamă pe proști, se închipui. Un mesaj ca acesta, indiferent cât apare el de asta, nu implică și nu obligă ca cineva care apelează la proști ar putea să fie mai prost decât el. Deci nu... Dar mie ce mi este foarte interesant este că chemările sunt același mesaj, aceeași strigare, sunt diferențe. Sunt atât de apropiate sau unde e problema? Dacă băgați de seamă, și una și alta sunt femei. Și cea înțeleaptă și cea nebună. Face apel la următorul lucru, și anume... Femeia, în general, este aceea pe care un bărbat o alege pentru sine. Este fenomenul căsătoriei, este momentul pe care îl cauți. Ei bine, în situația asta problema este, depinde ce îți place, depinde cu cine vrei să te unești, depinde cu cine vrei să faci casă. Asta e toată treaba. Și aici toată lecțiunea noastră, toată lecția noastră, de fapt, după părerea mea, punctează acest lucru. Omule, ai grijă că te căsătorești.
Te poți căsători pentru o viață întreagă, ori cu o nebună, ori cu o înțeleaptă. Da, da, îmi dă impresia că îmi pune două femei în față și aproape că seamănă, deși ele sunt... E clar. Sfârșitul și the end of the road, sfârșitul drumului este cu totul diferit. Da. Amândouă femei, amândouă strigă, amândouă asta, dar totuși sunt diferențe. Unde sunt diferențe? Diferența din punctul meu de vedere este că una cunoaște frica de Domnul, cealaltă nu cunoaște niciun fel de frică. Stai să vezi. Mă gândeam pe românește, de ce femeile i-or fi spunând diavolului Satan? Și bărbații zic Satana. Da. Mă gândeam la chestia asta. Aspectul de aici. Deci unde apare diferența? Seamănă extraordinar între... Unde apare diferența? Cum deschid gura? Să știi. Satana a apărut în pustie ca înger de lumină. Dacă când a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, când a deschis gura. Acum femeia nebună, gălăgioasă, care pe poziție înaltă e președinte, este aleasă și apelează, ea spune, apele furate sunt dulci. Deci apa e dulce la ea? Din clipa când a spus cuvântul ăsta, apele furate, Dumnezeu mi-a spus, apele furate sunt otrăvitoare. Nu bea așa ceva. Mai devreme sau mai târziu vei da sufletul din tine. Și când ea continuă și spune, pâinea luată pe ascuns este plăcută, deja când ea spune aceste lucruri pe care eu le pun în contrast cu ce mi-a spus Domnul, nu lua așa ceva, nu ți întoarce privirea, gândul, simțămintele. Eu știu adevărul despre și văd diferența imediat, chiar dacă seamănă, chiar dacă e tot pe scaun înalt, chiar dacă face apelul acesta, pe mine mă interesează produsul. Da, și aici, mie îmi place treaba asta, că sunt două posibilități. Uh-huh. Pentru că asta arată bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu, care îmi lasă mie să aleg. Eu pot să aleg. Și El îmi spune, este pe două înălțimi, pe o înălțime stă prostia. Dar și sunt pe diferențe. Uitați-vă, o înălțime înțelepciunea. Eu am această posibilitate să aleg. Da. Și știți, vedeți că una este ca femeia să strige și una este să fie gălăgioasă. Ați vorbit de mama care strigă că vine trenul, ea strigă, aia altă face gălăgioasă. Nu se înțelege. Mesajul ei trebuie să fie amestecat în gălăgie, în tot felul de lucruri. Pentru că Satana niciodată nu vine cu un lucru clar. Uite cum a venit la Eva, în grădina Edenului. A părut că le dă înțelepciune, că va fi cineva, va fi ceva, pe când era o minciună. Deci el nu vine cu, cum să spun, cu lucrurile pe care... Adică nu prezintă lucrurile în adevăr. Așa cum sunt, de fapt. Da. Asta este frica lui Dorina. Adică, mm-hmm, domnule, nu se poate întâmpla să le încurci? Da. Ele vor veni așa, nu e de mirare, spune Biblia, că Satana se preface într-un înger de lumină. Nu e nicio mirare. Să nu se mire cineva, uite un înger, stai să vedem ce fel de înger. Pentru că pentru mine prostul are o scuză prin faptul că nu are experiență. Uh-huh. Dar nebunul, el deliberat spune, n-am nevoie de tine. Adică mai este o șansă pentru prost, pentru că prostul are șansa să se înțelepțească. Nebunul, spunând expresia aceasta, nebunul, n-am nevoie de tine, la adresa înțelepciunii, de fapt, dă mecou cuvintelor din psalm. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. El este pe iar înțeleptul este, are teamă de Dumnezeu pe când acesta, și e doar începutul. Da. El mă privește pe mine ca fiind mai prost, așa mai needucat, mai primitiv, mai cutare. Cu toată plăcerea primesc acest titlu de onoare. Pavel spune să fim proști pentru lume și buni pentru Dumnezeu. Cred că este vorba și de ceea ce ne place. Până la urmă, vrând nevrând, cele două se împart în funcție de ceea ce iubim sau nu. Când vorbim despre înțelepciune, înțelepciunea ne învață să urâm răul și să iubim frica de Domnul. Cu astea două nu poți să greșești. Femeia nebună ne învață să iubim exact pe dos, mm-hmm, lucrurile. So, dincolo de partea noastră rațională, este vorba de partea afectivă, mm-hmm, care ne conduce la iubirea de Dumnezeu, la temerea de rău, și la alegerea neprihănirii.
Mă gândeam la o comparație. Înțelepciunea își clătește casa pe cele șapte stâlpi. Pe cei șapte stâlpi, ideea de perfecțiune, ideea lui Dumnezeu, pe când nebunia ia avantajul celorlalți. Totdeauna fură de la ceilalți, ia de la ceilalți, nu are nicio legătură cu stabilitatea aceasta. Înțelepciunea servește mâncare și băutură și ea invită la lucrurile acestea. Cealaltă dă ape furate, ape dulci, pâine furată. Vedeți, adică diferențele sunt, înțelepciunea este umilă, caută către o viață plină de binecuvântare. Nebunia spune, domnule, bucură-te, have fun, trăiește clipa, despre ce vorbeați. Înțelepciunea cheamă pe oameni să ia decizii, să aleagă, pe când nebunia spune, alege-mă pe mine și ajunge la moarte. Și la... Adică diferențele celor două femei, dacă vrei să le vezi, le vei găsi până Dar nu, nu degeaba spune... Cereți alifie pentru ochi ca să puteți să faceți deosebire. Pentru că, așa cum ai spus, foarte periculos de aproape. Nu trebuie pierdut din versetul 18 elementul ignoranței. Omul ăla nu știe că e în valea locuinței morților. El închetuiește acolo, e fericit, și nu știe unde este sărmanul. Nici oaspeții lor, da. Da, nu știe unde este sărmanul. El se crede în paradis. Asta e prostul. Putea să știe și nu știe. Da, el putea să știe. Nebunul știe unde este, dar crede că e în paradis. Pe când aici îi spune lui, ignorantului, zice, vine încoace, dar el rămâne, în versetul 18, el rămâne ignorant. Pentru că am vorbit despre alegere, deja am trecut de timp, dar doar foarte scurt întrebarea. Se poate să fii înțelept cu adevărat și mai târziu să cazi? Adică odată înțelept, întotdeauna înțelept? Există pericol să mai... Nu se poate așa ceva. Atâta vreme cât vom ține ochii țintă la Domnul, rămânem acolo. Atâta vreme cât vom lua ochii de la El și vom îndrepta spre primejdii sau spre puterile proprii, din clipa aceea începe scufundarea. Și te duci la ospățul celălalt. Da, totul depinde de locul unde ne este ancorată privirea. Vă mulțumesc. Vreau să aduc recunoștința mea pentru studiul plăcut pe care l-am avut împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc familiei Butoi, mulțumesc fratelui Dănăiață. Sperăm că pentru cei care ne-ați urmărit, am deschis cuvântul, am întrebat cuvântul și sperăm că sub inspirația lui Dumnezeu am putut să convingem și să învățăm din frumoasele descoperiri pe care Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi. Până data viitoare vă spunem la revedere!